găsit prieteni. Chiar dacă mi s-a părut inițial un subiect foarte ciudat, ulterior, uitându-mă afară și mai degrabă în calendar, am realizat că vremea fiind frumoasă, se apropie sezonul grătarelor. Și că fie că stai la curte, fie că mergi la cineva în vizită, e frumos, plăcut să mai faci și cât un grătar din când în când, dacă știi să alegi bine carnea, poate să fie și o mâncare sănătoasă. Ei bine, grătarul nu se cumpără în fiecare an. El se păstrează pe parcursul mai multor ani, însă este important și cum îl curățăm pentru a nu fi o sursă de murdărie pe parcursul unei zile și unei mese care ar trebui să fie una sănătoasă. Există câteva metode de curățare ecologică, atenție, a grătarului. Și nu sunt deloc substanțe de care nu ați auzit sau greu de procurat, niște metode deosebite, nu. Pur și simplu o soluție de bicarbonat cu care veți curăța, veți șterge zăbrelele grătarului. Este o soluție foarte eficientă și foarte la îndemână și în același timp prietenoasă cu mediul. De asemenea, conform articolului pe care l-am citit, că v-am spus, nu sunt lucruri pe care le visez noaptea și vi le spun vouă ca un specialist, ba dimpotrivă, învăț din articolele acestea, vi le spun vouă și aștept de la voi comentarii și noi sugestii. Așadar, o a doua soluție din această ecologică de curățat grătarul ar fi oțetul. Ei bine, eu când mă gândesc la oțet, mă gândesc la sarea de lămâie sau oțetul pus în aparatul de sterilizat, care practic decalcifiază zona respectivă. E bun și pentru murdăria de pe grătar. Și ar mai fi de asemenea cafeaua, zațul de cafea. E adevărat că acum zaț de cafea nu folosim cum foloseau ai noștri, nu găseam atât de des cum găseau ai noștri, dacă dați la o parte când curățați cafetiera pe care o aveți sau dacă cumva faceți cafea la ibric, ceea ce se întâmplă mai rar, sau filtrul de cafea, în fine, ce aparat aveți, găsiți zațul acela de cafea care e bine să se usuce puțin, îl amestecați cu o substanță de curățat care să fie ecologică și apoi curățați grătarul. E vorba despre o soluție abrazivă care reușește să facă practic grătarul vostru să strălucească. Iată trei metode, pentru că tot vine sezonul grătarelor, în care puteți să vă folosiți de grătar fără să mai dați cu, eu știu, tot felul de detergenți. Eu mai foloseam și Triumf din acela de bucătărie, care este foarte toxic, aveam mare grijă ca ulterior să spăl bine de tot grătarul cu furtunul și să-l las la soare vreme de timp de câteva zile pentru a se duce efectul substanței aceleia care era foarte puternică și foarte toxică. Aș da trei metode, luați aminte și spuneți-mi care au fost rezultatele. Vă pup și ne revedem mâine dimineață!